Salut lumea și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod de Survival. Ei bine, v-aș ruga pe toți să dați și voi să apăsați pe butonul de like dacă vreți episoade în continuare de Survival. Probabil vă întrebați de ce nu am mai postat eu din seria aceasta. Ei bine, s-a dat wipe, pot să spun, dar eu mi-am găsit locul de casă, deci este tot locul acela fain, vedeți voi cât de epic poate să fie. Am muncit eu off-camera să-mi fac asta, mina, cum am făcut în episodul trecut. Și am ceva iteme, dar nu sunt așa de OP, le-am luat din satul cu ăla de lângă. Bine, în episodul ăsta vreau să îmi nivelez și eu pe aici, că mă apuc de casă, adică vreau să fac, să iau stratul ăsta mai exact, adică vreau să-l tai stratul ăsta și după să fie așa cât mai plat lucru. Că după vine casa aici, vreau cu casa așa mai, nu știu să zic, mai de munte. Totuși nu fac o vilă în mijlocul muntelui, pe bune. Și vreau să, nu știu, să ne organizăm și noi așa. What the fuck? Cobblestone pe aici, chestii. Bine, o să editez eu, adică o să rezolv eu tot. Bine, noaptea. Mam, dar am ceva de spart, frate. E bune, chiar am ceva. Și după, bine, cobblestone. What the fuck? Lumină. Punem multă lumină pe aici. Torțile am fost și am luat și căul off camera și gata. Cina. Am făcut torțe panane. Ai începe să crească iarbă, deci asta e bine. După trebuie să puneți ceva bun mail, adică na, mai tine îmi fac casa și după o să mă ocup de exterior, nu știu, să arate bine, mă refer și eu. Și chiar vreau să fie o zonă faină și mă refer să nu pot să, cum să zic, să fie o zonă faină în sensul că să fie cât mai șmecher pana mea, să punem frunze, să punem, să fie cât mai original. Uite, ce e protecția, trebuie să o ascund, o bag și pământ, dar mi s-a dus crafting-ul, de ce? Simt ce am nevoie să mai postez și eu ceva survival, ținând cont că nu am mai, să zic, nu mai am serie de survival de mult timp și, ok, gata. Și nu, trebuie să filmăm survival, bă. Chitei că Speedboy nu e cu mine, deoarece am vrut să filmăm, dar pe mergea PC-ul în șuturi și s-a enervat și a zis, bă, filmează decât un ceva de genul. Da, o să-și rezolv el. O să rezolv el cu PC-ul și episodul următor poate o să filmez cu el. Bine, acum depinde. Hai, de bă, hai că mergem destul de repede cu tăiatul. După trebuie să mă duc să iau ceva lemn. Bine, acum vreau să stau toată seara până să face de unde e. Mamă, nici n-a ieșit. Uite luna. Hai că începe să meargă. Trebuie să stau aici până să face zi. Să face zi, mă duc să iau lemn ca să mă ocup și de casă. Că, nu știu, nu am idei așa de multe de casă, dar îmi vin pe loc. Îmi place că nu sunt un mod. Bine, sunt mod pe server, dar nu sunt la mine acum. Dacă mă înțelegeți. Arată că am nasol acum, dar o să fac eu. Șmecher. Mă uite cât de epică e zona, frate. Imediat cum am văzut zona asta, gata. Aici fac casa. Că e genială. Ok, am găsit și un cave off-camera și sunt destul de multe minereuri, adică am rămas uimit. Iron nu e mult, chiar foarte mult iron pe hartă, deci
e easy cu ironul. Bine, n-aș face cu ironul așa de mult, dar nu-i bai. Și acum am job de miner, dacă nu mă înșel, nu? Da. Deci când minăm, ne punem de asta. Se dă bani. Ok, ce vreau să spun, trebuie să-mi iau și jobul de pădurar, când mă duc să tai lemne și dacă tai lemn, îmi dă bani, ei, e fain așa. A intrat Mitaz, o trebuie și de ATP la mine cel mai probabil. Așa. Ok, bă, pe aici, ai, e umbra muntelui. Uite cât de fain, adică, wow. Hai să mă apuc să tai pe aici. Și vreau să pun pământ, că totuși, pământ chestii. Să nu stăm cu dirt în fața casei. Ok, fac așa. Deci am gândit să fac ceva gard ca să nu mă arunc de pe asta. Dar o facem noi în așa fel să nu arate nici nasol, să fie și funcționabil ceva de genul. Ok, okay, și nu să fac asta aici, că nu arată bine așa. Pun decât chestia asta. Nu cam în unelte de început, că dacă n-aveam, trebuia să mă laminat, îmi fac ea. Așa bine că am kit-ul de start și e super easy. E destul de târziu când filmez eu, adică e 1:30 noaptea și mă dați voi seama că nu-i nimeni pe server, cine stă la 1:30 noaptea să joace, aparte de mine. Bine, Mitaz ăsta nu se joacă, e o peșit, nu? Sau Vlad stă să joacă, că dacă ne-i dat, hihi. Ok, bă, nu prea-mi place că e așa, nu știu, cări și nu-mi place, frate, nu știu, să vedem ce se întâmplă pe aici, că... Gata, aud o oaie. Uite acolo oi. O să am nevoie de oi ca să-mi fac o fermă. Aici e bine că... Nu... Cum să zic? E bine că nu se despaunează animalele, adică trebuie să avem o fermă normală, o fermă corectă. S-a conectat și speed, băi, oameni buni. Oh my god. O să vine și să mă ia la bătaie ce vrei din asta. Lol. S-a făcut zi? What? Bine ziua. Îți pare chiar cu cineva azi. Ei, nu-i bai. Ok, hai să iau și după furnale, sub furnale, ca să... Oricum o să le scot și chestii. Cam atât dacă nu mă înșel. Altceva? Nu. Uite aici. M-am mirat să uit de partea asta. Trebuie să mai pun protecție. Bine, momentan nu mai am, dar... O să fac eu în așa fel să fac rost de protecție. Și nu, o să punem multe protecții ca să am mult loc. Aici nu-mi place de asta, să fie drept. Să nu pic și gata. Și voi fi pe acasă. Ah, what? Să dă pe la mine, nu cred că poate să-și dea TP. În fine, mă uitam de Speedboy, lol. Ce mi-a făcut. Bine. Lăsăm aici multe iteme. Am și morcovi din fermă și cartofi de toate.
Ne putea să iau la shop dacă nu aveam, dar e ok. Am dat loc pe ăsta. Ok, am loc. Mă pe tai lemne. Am fly? What? Fly. Da. Opa. Ok, perfect. Acum să începem să tăiem lemne. Job. Păi. Job să join. Nu există what? Stai. Job list, dacă nu înșel. Nu, job join miner, stai. Îmi vine, builder, DJ, what? Îmi vine, eu caut de pădura, bă, ce? Păi stai că nu înțeleg. Fermer, what? Stai bă. În fine, pana mea mă cam bate chestia asta. Nu mă pricep eu cu jobul, dar știam că e job join. Pădura, așa mi-a luat jobul de miner, pana mea. Ok, vreau să iau și lemn de dark wood dacă găsesc, că dark wood-ul e ok. Ok, pot să filmez de 60 de FPS. Deci, cu shader full, pana mea e cel mai OP shader. Asta ce e, dark wood sau e? Stai. Da, cu, dar vreau să mă duc mai departe de casă, că nu stric eu lumea asta faină de lemn. Păi ce e lemn amestecat? Oh my god! Tocmai am văzut ceva foarte tare. Da. Un castel. Clar că văd de aici, se văd. Vreau să mă duc în el să văd ce găsesc. What? Pe unde? Lol. S-a dus ăla înaintea mea. Bă, te bat. Îți dau un pumn în cap. what? Bă, gold! What the fuck? Mamă, ce epică e harta, pe bune. Bine, știam că se gătesc chestii. Uite un chest. Mamă. What the fuck? Ăsta e gold? Da, e bloc de gold. De când s-a bugat lumina? Da, încă e bugat. E, nu-i bai. Lol, ce e aici? Mi-l dă, ok. E ok. Îți iau tot ce găsesc. Dar nu credeam că să găsesc itemul ăsta, frate. Văd că avem aici și de asta, bă, uite ce e greu, pana mea. Dacă le iau și pe ăsta. Nu o să mă duc să-l iau. Și highlight-ul și să vedem ce mai găsim. Glowstone. Am nevoie de glowstone. Cât de epic e, frate. Am nevoie de ceva blocuri care n-am nevoie de ele. Gata, unde e, bă? Am 10 glowstone, pot să fac două lampe.
ceva anime e ăla, un pic, Rift Tigler, dacă nu mă înșel. Și eu da, ce pot să spun. Ajungem la etaj, poate găsim ceva mai OP. What the fuck? Mă, bă, Diamond! Oh my fucking god! Am găsit Diamond, voi vă dați seama? Băi, chiar nu știam de ăsta și era lângă casă. Bine, știam că se găsește de astea pe hartă, dar nu știam că am lângă casă un așa ceva. Ok, hai să-l iau și pe ăsta. What? Ok, etaj ceva, mai avem etaj? Home. Bă, stai, de ce te dau home când pot să o iau pe aici? Să mă duc să caut pom de darkwood, că de-aia am plecat de acasă, nu? Cu scopul ăla. Oh my god. Câte animale sunt pe aici. Vă zic că sunt animale, frate, adică... Nu vreau să... Stau 10 ani după să caut un animal, adică nu. Și putem să le înmulțim, deci e mult mai OP. Și chiar îmi place... Speed-ul, îi spun așa. Oh my god, uite o găină, bă! Văd că operator și-a cam... s-a cam jucat cu OP-ul. Na. Idiotul direct, noob. Fain nume, bă, ce pot să spun. Am găsit pumpkin. Mam, deci harta asta e genială să o... cauți, adică... Nu. Bine, eu când am găsit locul să aveam fly și încă am fly, cam zic plus. Da, nu. Hai să iau dovleacul, nu știu, în caz de... Fac și eu o fermă să pun și dovleci. Ok, să face noapte, dar să face noapte o să plec. În biomul ăsta e foarte întunecat și... Adică noaptea e întunecat și nu-mi place, pana mea. Păi, chitei că nu găsesc baiem de pomi de aia șmeche. Am 10 blocuri de gold și de diamond 4, what the fuck? Sunt top, bă, ce pot să spun. Uite, de asta, bă, că am nevoie de el. Bine, dau home. Pot să-mi fac și pâine. Hei, bale, what? Bale? Hei, bale. Hai, bale. Sau pana mea cum citește. Ok. Pe aici, chestii, nu e nimic. Hai să lăsăm în chest tot ce avem. Și ce am pe carte? Fire Aspect, Looting și Knockback. Looting. Aș putea să folosesc să tai animale. În fine. Ce facem, bă? Păcășit, mai pun ceva lumină. Am un stack și de torce. Pana mea, că nu vreau să... fie întunecat pe aici. Cred că am ceva glowstone. Aș vrea să fac ceva interesant cu el. Hai să mai fac ceva de-astea. Să iau 4 bucăți de glowstone. Facem ceva de genul, nu? Și mai am nevoie de ceva să mor mai sus. Pâcă și pâcă, gata, avem lumină la chest. Destul de șmecher așa, adică...
Bine, am pus piatra asta pe aici că să fie așa random, știți voi. Așa, aici aș putea să fac weed și mă ajută. Aș putea să mai pun un bloc de glowstone aici la în mină, în peșteră. Dar mai depinde unde. Aici, cred că e ok, nu? Da, e și maker. Sau, na. Ei, destul de irritant ce pot să spun. Cred că o să mă duc pe camera să caut ceva lemn, că n-am chef să mă duc în episod. Și destul de plictisitor. Cred că să ne apucăm de casă episodul următor. Deci, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați și voi să apăsați pe butonul de like. Am văzut că în primul episod am strâns peste 100 de like-uri și am fost chiar foarte uimit că nu strângeam noi în serie de survival peste 100 de like-uri și ar fi genial să fim și la episodul ăsta. Deci ne vedem data viitoare și mi se clatină capul lui, bai, ceau!